Ministerul Educației Naționale precizează că decizia de retipărire a manualelor de geografie pentru clasa a 6-a vine după o analiză amănunțită, în urma căreia s-a constatat că multiplele erori nu pot fi corectate printr-o simplă erată. Noile manuale vor fi trimise în școli în cel mai scurt timp posibil. Varianta digitală corectată a manualului de geografie de clasa a 6-a va fi postată pe platforma manuale.edu.ro în cursul acestei săptămâni, astfel încât să poată fi folosită de elevi și profesori din prima zi de școală. Ministerul Educației Naționale a întreprins până acum toate demersurile și a folosit toate pârghiile legale necesare pentru a asigura manuale noi pentru începutul anului școlar 2018-2019. În acest moment, procedura de tipărire a manualelor este în derulare și nu este blocată, așa cum s-a întâmplat în nenumărate rânduri în anii precedenți, atunci când achiziția de manuale școlare a fost mult întârziată din cauza contestațiilor, mai informează Ministerul Educației.